Bună, dragilor, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Oana și pentru voi am pregătit astăzi încă o prezentare a unui cadouaș din partea unei persoane super de aici, de pe YouTube. Văd că surprizele nu încetează să apară. Mulțumesc tare, tare mult! De data aceasta este un colețel din partea Ioanei, Ioana Vrodan, o tip mișto de aici, de pe YouTube, de pe Instagram, mai nou și de pe Facebook. O doamnă care aș vrea să-i mulțumesc foarte mult pentru că este lângă mine de ceva timp și mă susține la orice clip. Fără voi știți că nu aș putea să ajung, nu aș fi putut să ajung unde sunt acum. Și mersi tare, tare mult. Da, cum am intrat în posesia acestui colețel? Bine, trebuia să-l primesc de acum vreo 2 săptămâni. Dar bineînțeles că poșta română uneori mai face și gafe. Și mi-a ajuns pe la un oficiu care undeva la vreo oră de mine, adică aproximativ o oră față de unde stau eu. Trebuie să mă plimb să văd unde se află. S-au dat telefoane peste tot și na, sperăm totuși să nu se mai întâmple chestii de genul. Inițial la un clip spusesem eu la un unboxing la Avon că aș vrea să testez un parfumel tocmai care abia s-a lansat. Doar că eu nu aș da atâția bani pe el pentru că mi se pare exagerat de scump pentru parfum la Avon. Și așa Ioana a insistat să mi-l trimit ea. În continuare, eu am refuzat inițial că mă simțeam oarecum așa. Și na, așa am primit și parfumelul. Este desfăcut pentru că l-am desfăcut ieri și da, am testat parfumelul care e superb și am păstrat să vă arăt și vouă. Haideți să nu mai stăm mult la ceea ce e și să vă arăt ce am primit de la Ioana. O să iau așa random. În primul rând am așa un produs de la Yves Rocher. Oh my God, deci nu știu dacă am avut vreodată produse de la Yves Rocher. Deci mi-am dorit de mult timp, dar la fel mi se par scumpicele. Și da, este o mânușă pentru demachiere. Nu am avut niciodată. Deci încă nu am scos-o de aici. Da? Aștept, azi cum vreau să filmez, să vedem împreună. Ieri am fost și pe drumuri toată ziua, într-adevăr, și nu am avut timp să stau să analizez fiecare produs și o facem acum împreună. Mai grea, deci e superb. Nu am avut niciodată mănușă de demachiere. Vai! Doamne, parcă e un iepuraș! Doamne! Deci, ce material fluffy! Și are aici așa sigla. Yves Rocher. Și probabil, nu știu, nici nu știu cum se folosește. Probabil sumezește și pui gel de machian și speli pe față, că la fel nu-mi imaginez. Using only water, deci doar cu apă, fără de machiant. Warm water, susuc la aer. Oh my God! Este, o poți spăla și o folosi până la 3 luni. Deci, oh my God, Doamne Ioana, îți mulțumesc tare, tare mult, e minunată. E pentru prima dată când am un produs de genul. Păi și abia știu să-l folosesc. Thank you. La niș este așa un, cred că gel de duș. Este pentru bărbați. E 3 în 1, de fapt. Cu extract de ginseng. Cred că e pentru față, corp și păr. Nu am nici pe ăsta în asta să-l analizez. 300 de mililitri. Uai, ce fain miroase. Nici de firma asta n-am auzit. Văd că scrie în italiană. Mamă, dar ce arată fain. Da, ăsta este pentru băiețelul meu. Mulțumesc tare, tare mult. Că am văzut că și ai doi băieței foarte frumoși. Și îmi place că cel mare seamănă puțin cu al meu. Deci e oarecum la fel. Da. Deci super, mulțumesc tare, tare mult. De la Avon. Numai bine, acest balsam de buze cu cannabis, deci mi l-am cumpărat și eu, dar nu-l mai găsesc. Și nu știu dacă l-am folosit vreodată. Știu că l-am pus într-o gentuță sau rucsăcel ca să-l port cu mine la serviciu, dar nu-l mai găsesc. Și ăsta a picat fix la țanc. Și da,
că tot am zis că o să vreau să încerc mai multe produse din această gamă cu cannabis, Sativa Seed Oil, și am zis că încep cu acesta, dar l-am pierdut. Deci, numai bine, pot testa mai mult. Mulțumesc tare, tare mult! Avon, de la Footworks. Wow, deci numai bine. Este o mască pentru tălpi, pentru picioare, cu lavandă. Văd ce frumoasă. Fresh. Abia aștept să o folosesc, chiar am nevoie, mai ales că eu merg foarte, foarte mult. Mișto și are 75 de mililitri. De la Oriflame. The One. Este acest OJ Ultimate Gel. Este un roz interesant. Nu pot să mă dau astăzi pe unghii pentru că astăzi am parada unui festival medieval de Jiniași, mâine am festivalul propriu zis și nu pot să am unghiile măzgălite, că altfel aș fi testat. Da, e foarte fain să... E pasul 1, o să trebuiască să-mi iau și pasul 2, care probabil constă într-un gel transparent, într-un lac. Și da, mulțumesc tare, tare mult. Ok, tot la Yves Rocher. Oh my God. Da, la Yves Rocher. Mentă pură, pure ment. Dar nu știu ce. Este o mască pentru pori. The Pore Clearing Charcoal Mask. Cu cărbuni. Organic peppermint, blemish prone skin, pentru zonele care te roșești și alte chestii. Mască pentru curățarea porilor cu cărbune vegetal, cu mentă piperată, datorită proprietăților sale revitalizante, dezincrustează, n-am mai auzit termenul ăsta, deci dezincrustează porii și reduce punctele negre. Absorbe excesul de sebum și eliberează tenul de impurități. Dar deci chiar am nevoie, că am un exces de sebum în perioada asta și da. Oh my God! Deci încă un produs de la Yves Rocher. Mulțumesc tare, tare mult! Dar nu simt să aibă miros acum. Văd când o să pun față. Doamne, thank you! Bineînțeles, acest parfumel de la Avon și anume Love You. Doamne, un parfum delicios. O sticluță absolut minunată. Wow. Deci, și nu știu cum să vi-l arăt. Așa arată. Formă de inimioară, da? Dar este asimetrică. Și dacă o ții dintr-un anumit unghi, e fix inimioară. Dacă o ții așa. Doamne, e absolut superbă. Nu mai știu ce note conține, oricum vi le afișez. Știu care. Frișc, zmeur, căpșună, nu știu dacă are. Nu știu dacă are și trandafir. Oricum, e superb. Bine, am dat doar un puf și l-am testat ieri. Și n-am apucat să urmăresc performanțele. Pentru că m-am mai dădus să-mi cumpăr parfum. Am combinat puțin. Deci nu aveți idee cât de delicios miroase. Deși mie miroase și a căpșuni. Nu știu de ce. Doamne, e superb. Și de asta o să trag cât o să pot, pentru că, măi, e superb. Deci pentru sticluța asta și tot, adică uitați-le că... E altceva. Așa este de sus. Deci, doamne, Ioana, îți mulțumesc tare, tare mult. E absolut minunat, e... Doamne, nu știu cum să-ți mulțumesc. Mamă, cât de... Deci când se așează e la fel de dulce, e absolut minunat, e... Doamne. Acestea au fost cadouașe din partea Ioanei, doamne, deci sunt absolut încântată de toate. Toate sunt super interesante și abia aștept să le testez. Da, și datorită ție acum am și două produse la Yves Rocher. M-am zis, nu știu dacă, nu cred că am avut niciodată produs de la ei. Și am ocazia, oh my God, super, super entuziasmată și de această mănușă. De fapt, de toate, ce mai...
Da. Mulțumesc tare, tare mult, Ioana. Și îți mulțumesc mult că ești aici și mă susții tot timpul. Și pot să zic, cam atât cu acest clip. Chiar dacă nu se vede pe fața mea, credeți-mă că eu sunt super bucuroasă. Abia așteptam să intru în posesia lui. Și da, nu mă așteptam să fie atâtea produse. Mă așteptam să fie doar parfumelul și atât, adică nu alte chestii. De asta l-am și desfăcut ieri. Am zis, măi, pentru un produs, hai să-l desfac, să văd cum e. Și da, surpriză, surpriză, l-am desfăcut, op, mai multe produse. Deci, da, thank you, thank you, mulțumesc tare mult. Da, Ioana nu are canal de YouTube, deși n-ar fi rău să-și fac unul. Deci, îți recomand să-ți faci tu un canal de YouTube. Nu e neapărat să arăți fața dacă nu vrei. Că de ce nu? Da. Așa am ajuns și eu să fac prieteni și să fim prieteni. Da, cam atât cu acest clip. Oricum o să ne mai vedem cu mai multe. Tocmai ce am dat niște comenzi astăzi, comenzi mari, Pinotino și Pink Panda și Jumbo. În sfârșit am dat comandă de Jumbo. Dar cred că pe săptămâna viitoare vor ajunge și cel de la Pink Panda cred că ceva mai târziu. Nu știu de ce ajunge la târziu. Dar în fine. Și da, sunt primele comenzi de la fiecare. Niciodată n-am dat comandă de la niciuna. Da. Dragilor, cam atât cu acest clip. Ne vedem dățile viitoare. Eu sunt Oana, v-am pupat!